Salutare, dragilor! Astăzi suntem la un nou episod din Arad. Astăzi este un episod mai special. Vom încerca o mâncare puțin mai selectă. V-am dus atâtea ori la fast food-uri, la burger, la pizza, la langoș, dar astăzi este vorba despre altceva. Și anume, este vorba de Hotel Aniroc. Hotelul Aniroc are 5 stele. În Arad, hotel de 5 stele, da, uitați că este un hotel de 5 stele în Arad. Ce facem astăzi? Mergem să mâncăm la restaurantul lor a doua oară. Prima oară am fost acum vreo un an jumate, cred că eu, la degustarea noului meniu de atunci. Acum s-a schimbat bucătarul, s-a schimbat multe în organizarea hotelului și a restaurantului, așa că venim din nou și facem o revizitare a restaurantului. Avem chiar o invitație de la ei ca să încercăm noua carne de vită pe care ei o au, și anume vita Kobe. Haideți să intrăm înăuntru și să începem să facem comanda. Ne uităm prin meniu dacă mai comandăm și altceva, vom vedea. Dar Kobe este clar. Vom încerca în seara asta. Așa că luați-vă ceva de mâncat și pregătiți-vă că este un episod foarte, foarte special. Kobe nu găsiți în fiecare zi la noi pe canal și nici măcar în zona de vest a țării foarte greu să găsiți așa ceva. Așa că intrăm înăuntru împreună cu voi. Cam așa arată intrarea în restaurant, dar vreau să vă duc și în partea asta de la recepte, să vedeți despre ce e vorba. E chiar foarte frumos, iar așa dacă puneți mâna, este chiar mușchi natural, deci trebuie să stropiți cu apă. Asta e recepția cu hotelului. Arată bine, din punctul meu de vedere, dar pe noi, cum vă ziceam, ne interesează restaurantul, așa că hai să ne îndreptăm către masă. Ia uitați-vă, cum vi se pare? Mi se pare destul de frumos și chiar sunt oameni de multe care mănâncă. Ne vom alege o masă și ne uităm peste meniu. Sunt împreună cu Larisa, care de fapt ea deja și-a găsit cu cine să povestească. Lari, hai la masă! Am așezat aici și ne uităm peste meniu, dar cred că cel mai bine ar fi ca să vi-l arat și vouă meniu, cum obișnuim noi. Așa că ia veni aici, hai mai aproape. Asta este meniul lor. Avem aperitive, mus de foie gras, ăsta o să fie 100%. Așa. Tartarul de vită iar sună bine. Hummus, burrata, mă rog. Supă cremă de praf cu chipsuri de prosciutto, supă de fructe de mare, ciorba zilei. Bun. Salate vegan, chiar risotto, paste. Fel principal. Ia uitați-vă și ce caut eu și nu știu unde e. V-am zis eu că eu caut cobele respectiv. Nu știu exact unde e, dar am înțeles că este în meniu și ăla o să fie clar. Gust românesc, avem chiar și meniu de copii, steak-uri. Iar la garnituri mai avem o grămadă de chestii care putem să le adăugăm, inclusiv sosurile și deserturile. Am văzut. Am văzut și chiar vreau să ajung aici. Wagyu A5, T-bone, antricot de vită. Tomahawk-ul ar fi interesant odată. Macăleca mare. Și măduvă de vită, care sper să fie o măduvă de vită chiar bună. Dar noi nu comandăm în seara asta. De nu ce? Știu exact. Nu știu, vrei tu să comanzi? Nu ne vreau. Bun, cam ăsta e meniul. Închidem ăsta meniul de băuturi. Eu deja m-am uitat peste el. Dar dacă au niște shake-uri, mă voi uita și pentru niște shake-uri, ceva chestie interesantă de băut. Ăsta e la de meniu. Ai hotărât ce să mănci? Nu, că vrea tot meniu. Ah, ok. Că mi-e foame și mi-e poftă, dar... Da. Aici ne potrivim de minune. Tot meniu. Și aș lua tot meniu, că arată prea bine. Bun, ne hotărâm ce să mâncăm și revenim. Luați-vă de mâncat neapărat. Larisa își comandă ea din meniu ceva care încă nu s-a hotărât. Adevărul că sunt multe chestii de văzut, fain, dar ținem cont că ea este gravidă și nu poate să mănânce vită și multe alte chestii. E mai strâns meniul pentru ea. În schimb, la mine eu m-aș comanda absolut tot meniul. Absolut tot meniul mi-l-aș comanda. Dar am ales ca în seara asta, fiind o ocazie mai specială, o invitație
cumva de la ei ca să văd despre ce e vorba în restaurantul lor, am ales să merg pe un blind order, adică ei vin cu ce vor. Dar le-am zis să fie neapărat exact cum scrie aici, ceva de vită. În tricot de vită, Black Angus USA, dar e un Kobe. Până vine mâncarea, vreau să vă prezint ce au ei în restaurant. Apaura. Nu e nicio reclamă, pur și simplu vreau să vă arăt că aici în restaurant se găsește și apă cu aur. Nu este vrăjoală, chiar are tot felul de premii câștigate și este de la noi din România, da? Și din câte am înțeles, firma e din Timișoara. Din Timișoara firma, scrie detalii aici, dar din ce știu, ei exportă și către Japonia. Deci șmecherie, nu? Serios? Da. Așa am auzit. Acum vom vedea dacă e adevărat sau nu, dar asta este chestia care am auzit acum câțiva ani, când am auzit de apa de genul ăsta, wow. Se hotărăște și Larisa și așteptăm să ne vină mâncarea. Deci așa cum nici voi nu știți ce mâncare o să vină, nici eu nu știu ce mâncare o să-mi vină mie, doar că știu de Vita Kobe, care, nu știu, am menționat o teorie în seara asta că sunt entuziasmat, vreau să încerc neapărat. Da, mulțumim mult. Arată demențial, mersi. Mulțumim. Deci, haideți să vedeți și voi despre ce e vorba. Cu ce să începem? Începem cu tău să-l arătăm la cameră? Ce vrei tu, am mai spectaculos ies. Deci asta e tartarul de vită. Ia uitați-vă cum arată și uitați-și cum joacă ou. Ghibli. Și văd că au aici... e gata amestecat. Mamă, ce salivez. Și avem și unt. E unt. Ce frumos arată untul ăsta. Ia uitați-vă. Vreau să nu-l dau pe jos, că plâng după aia. Și aici, la Larisa, mus foie gras. Cu... Ai cum îi zice? Mus foie gras cu ceva gem de prune, parcă o zis? Ceva gem, nu mai știu. Ceva gem de ceva fruct, prune, parcă era. Nu, că și eu nu mai știu de tine. Pâine prăjită. Uitați aici. Mamă. Da, trebuie să amestec ouul ăsta. M-am grăbit să iau pâinea. Ia să... Nici nu mai știu ce trebuie să fac. Believe me. Ia să vedem. Îmi plac parfurile astea și că mânci pe piatră. Chiar șmechere. Păi? Da. Nu trebuie sare. Da. Dar e bun. E foarte bun. Îmi dă emoții cu gusturile. Larisa are gusturi mai speciale, zic așa. Ea, fiind gravidă, are niște gusturi ciudate, de multe ori mă miră și pe mie. Dar, na, ce să zici? Nu ai ce să zici. Ce și faci? Ai. Deci unt. Stai că mai pun niște unt aici pe asta. Vreau să-l duc aici aproape și să vă arăt ăsta cum îl amestecăm. Efectiv. Piper poate trebuie ție. Vreau să-l gust fără piper prima oară, așa cum vine amestecat. Hai, ce bine arată. Mamă, e delicios pateul ăsta. E foarte bun musul ăsta. Știi cum se numește pateul de rață? Mus. Rateu. Super. Mamă, ce frumos l-am amestecat. Haide, acum. Mamă, deci. Hai să vedem cum e. Începe oară așa și după aia văd dacă e nevoie să pun sare, piper. Eu nu mai pe fața asta. Dă mă niște sare, niște piper. Super bun. N-aș putea învăța cu mâncarea asta. Păi noi mâncăm din astea când mergi la restaurant. Da, da. Asta e chiar bun. Asta e chiar bun. Am mâncat când am mâncat? Anul trecut. Tartar? La Oradea. Da. Da. Nu, că am mai mâncat. Când am mai mâncat? Că am mai mâncat doar. N-am mai mâncat. Ba. Foarte bun. Perfect.
Tot mai bun. Mulțumim. Mulțumim. Am mai mâncat în Italia. În Italia mai mâncat. În Italia am mâncat, da. Restaurantul ăla bun. Da. Când e de aici, asta vreau să zic că sunt foarte fain. Adică nu trebuie să îi cauți, să te uiți după ei, să... Efectiv, îți pe fază. Asta e o șmecherie faină. O șmecherie, auzi, o chestie super faină. Nu mă gata seamă, creierul meu nu mai funcționează, avem mâncare prea bună. Bun. Dă și de puțin din urată. Nu dau. Bine, n-am. Azi mânc și eu ceva de rață. Dar nu stai de la mine. N-am gustat ăla. Ia să vedem. Nu că nu mor, să nu mă trezesc cu un cuțit în spate. Da. Uite atât. Mă, ce bun e. Mai trebuie sare și piper, zic eu. Te bă. Nu? Wow. Da, e bun. Mamă. E foarte bun. Două chestii faine. Amândouă super. Așa, ne să punem aici. Untul ăsta aromatizat cu ierburi. Hai că seara a început fain. M-am zis eu că să vă pregătiți. Mamă. Ce bine că am mult tartar. Mamă. Văd care. Trebuie să aveți mureasă sau capere? Capere. Uite, are capere. Capere are. Capere. De fiecare și ca să aveți mureasă, dar face bune. Capere. Hai să facem asta puternic. Uai, ce-mi place, mama, mama, mama. Uitați-vă cum e untul ăsta aromatizat cu ierburi. Ierburi verzi. Frumos. Hai să-l umplem, să-l facem loaded. Din ce știu, aici la ei, în restaurant, bucătarul șef este Robert. Robert parcă a fost și la MasterChef, parcă, în trecut. Ce ți-am lăsat colțul ăla? Nu, acum nu mai am unt, l-am pus tot pe ăsta și nu mai... Îl fac super bun ăsta, super șmecher și... Asta e, mamă, dar nu las nimic aici pe farfurie. Nu o să las nimic pe farfurie, link farfurie, dacă e cazul. Dar îmi place. Cum am mai zis și în episodul trecut, sau nu în episoadele trecute, de fapt, dacă vreți și voi să apăreți într-un episod, să mâncați cu mie, scrieți acolo și nu se știe pe care îl aleg. Chiar vreau să fac treaba asta. Zic că nu mai pot. Îmi mânc eu. Stil, nu vreau să ți-l las. Doamne, ce aromă faină are. E atât de bine condimentat. Și se simte așa puțin acrișor, pe care și zeama de la castraveții murați, nu știu dacă. Păi scaperele alea. Alea. Știi ce fain echilibrează, păcat că nu poți să guști. Last bite. Mamă, chiar bună fost. Da. Este un de bun. Chiar aș veni doar pentru asta. Hai să gustăm apa Aura. Da, foarte bună.
cum a fost comparativ cu ăla din Austria mai care bun. L-am mâncat? Mai bun. Da? În Austria, în Cehia, nu ne-am mâncat. Care Austria? Nu. Prima oară când am mâncat, eu fac din ăla. Nu, asta a fost, cred că, pentru cel mai bun. Numai când îl făceam eu, atunci ieșea ca și ăsta. Dar acum e super, super. Exact pe gustul meu a fost. Hai să văd dacă beau aia, aia de Aqua Carpatica. Mi-am băgat la mâine. Gustul nu se simte prea mare diferență. Puțin gust metalic în plus. Îl simt, dar... Da. Da, se simte puțin gust metalic. Dar aurul nu are gust, așa că nu pot să zic, mamă ce gust de aur are. Ideea e că are în compoziție aur. Am comandat și băuturi de casă făcute de aici, de ei. Pentru că mi s-a zis exact ce conține fiecare și e o listă cam lungă. Adică avem aici portocală. Era să scap. La meu e o listă un pic cam lungă. Deci lasă-mă pe mine să-l zic că să nu lui. Deci e așa. Nucă de cocos. Ananas, portocală, lămâie și blue... Curaçao. Curaçao, așa. E lichid, siropul ăla. Blue curaçao. 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 Da. Deci așa se simte mirosul de cocos foarte fain. Eu cred că n-aș... Da, uite că îl simt. Și aici am o limonadă cu pere și ghimbir. Na, asta am vrut să fie eu puțin mai rămâie. Da. Și văd eu ceva mentă aici, da. Și gheață. Hai să încercăm să vedem cum e. Fancy, da. Bun. Uite, ăsta arată interesant. Aș zice, băutura asta se numește placebo. Placebo. Faza e că... eu nu înțeleg de ce la băuturi, nu știu care e faza, poate mă explicați voi. De ce îți două paie? E doar de fancy sau trebuie să bei de două paie, să bei când într-unul, când în altul sau bei doar de într-unul? Care faza? Te mai împarți cu cineva. Cu cine împarți, dar nu dacă păi să-ți noi, împarți. Noi. Mama mie, dar e dulce, dulce. Hai să încerci. Din care paie băut? Din amândouă, am dat cu debit. It's good. După o secundă a venit ghimbirul. Dar e bun. Eu aș fi pus mai mult ghimbir. Și ăsta e foarte fain, e foarte dulce, extrem de dulce. Foarte bun. Foarte fain. Mai zi o dată blue cum? Curaçao. Curaçao. Nu ne băgați în seamă. O plouat afară. Nu, non alcoolice, nu. Da. Nu. Mulțumesc, uite că ne vine, încet, încet ne vine mâncarea. Care încet, încet? Dacă ne-a venit deja. Mamă, de ce bine arată. Foarte bună. Mulțumim. Mamă. Ia, ia uitați-vă aici. Dăm să miros măcar. Asta e un Kobe. Dai să miros. Lasă bine. S-a umplut gâtă de salivă. Nu-ți place cum miroase? Păi, mi se, e așa medium și nu-mi place medium. Știi ce trebuie și cu sare din aia. Și Larisa are sous vide. Uite aici e salată grecească. Mulțumim, da, chiar dorim. Asta e una dintre cele mai bune tipuri de sare pentru steak. E sare de mare, special făcută să fie cristalizată așa. E bun sous vide? Haide să le arătăm la... Hai să le arătăm la săracii oameni că se alimbează aici. Ia, hai să-l dăm aproape. Hai să-l dăm aproape. Acum, scuze că ți-l iau, dar ia, analizați-l voi. Hai să vedem. Ce-i acolo? Și înăuntru avea trufe. Oh. Cartofi și trufe. Cartofi cu trufe crispy. Na, asta e interesantă, n-am mai văzut abordarea asta. Oameni și salivez. Hai să mai dăm puțin cu... Hai, deci cartofii cu trufe, foarte buni. Bun? Da. Foarte, foarte bun. Poți să gust de la tine? Nu. Bă, dar cum îmi faci de fiecare? Hai, tăiem tu o bucată ca să văd și eu cum e. Bine, așteaptă. Acum?
Nu acum, aștept. Na, hai că eu mă apuc de ăsta, nu mai aștept, că eu salivez, nu mai pot. Ia, ia. Tu și Steph, stați excelent la răbdare. Bă, cum s-o tăiat? Mă faci, te faci că nu mă auzi, da? Bine. Bine și ție vreme să nu te aud eu. Nu, asta că acum am blocat. Ia uitați aici. Mă, ce zemos e, ce juicy. Eu nu pot combina salata cu asta, este prea bun. Mă, ce bun, hai să văd cartoful ăsta până nu... Mamă, deci ce bun e puiul, pe cuvântul meu, n-am mâncat pui așa bun. Bun, și foarte bun? Mai bun, bun eu. Nu să zic. Foarte bun și ăla de trufe, ce fain. Inițial. Da, ce vreau să vă arat eu vouă, e că... Ia uitați-vă cum se desface vita asta. E o vită de America, de Nord. Dar eu aș mai pune un pic de sare. Să știți că eu sunt cu sarea. Să vă cum se desface. Asta e pus pe grătar, parcă. Da. Trecut oricum. Aranghiul pe grătar. Nu am mâncat până acum așa cea. Sparanghel pe grătar? Da, ia mâncă vârful. Să vezi că e crispy, e crispy. Am mai mâncat sparanghel pe grătar și nu. Nu e, poate nu l-am mâncat în locul potrivit, da. Deci așa arată vita la ei, cobele. Trebuie să mai pune sare. Mie mi se pare că steak-ul trebuie cu sare. Da, puiul ăsta e bun tare. Foarte bun. Mi-era dor de un steak. A, uite, e... Ia stați așa. Trag puțin deoparte. Un steak bun, te un referi un steak tu. Bun. Bun. Deci aici avem sparanghelul pe care este pus, cred că, o crustă de parmezan. Nu mai pot zice nimic, lăsați-mă în pace. Uitați-vă doar. Ia, ia uitați-vă aici. Înțelegeți despre ce vorbesc? Uitați-vă cum am desfăcut o bucată din asta, de vită. O să ziceți că e crudă, dar așa se mănâncă treaba asta. Foarte bun. Deci, eu am pus aici cuțitul. Opa, bun. Da. Eu am pus aici cuțitul și mi s-a rupt lângă. Efectiv, se desface. Da. Acum, mi se pare foarte, foarte stil Wagyu Kobe, dar probabil că nu știu cum e Kobe. Dar se desface și are un gust. Trebuie să încercați, adică acolo în meniu nu scrie că e Kobe. Dar cumva ei ziceau că e un Kobe, nu știu. Nu înțeleg, dar ideea e că e bun. Un steak. Nu știu ce n-am pus de piper până acum. Chiar am uitat de el. Ce fain miroase piperul. Hai să dau puțin atât și așa. Ulei de măsline n-am pus. Nu-i salată grecească fără ulei de măsline. Hai, mama, că l-am botezat. Băiatul. Putem să-i dăm și un nume acum că l-am botezat. Salată grecească, o primi deja. A, ce bine merg legul meu fresh. Dar vita nu bate nimic până acum. Care este brânză? Da. Păi nu, cu vita? E fain, mult sparanghel, adică și vită multă și sparanghel mult. A, uite că are și crustă, s-a făcut crustă de sparanghel, ia? De parmezan.
Bun. Larry nu mai poate mânca, ea e full și termină... Și să nu te tai, să nu te tai. Și ea termină... Dar nu mai arăta cu cuțitul ăla, pune cuțitul jos. Dar eu vreau să continui cu steak-ul. Steak-ul cu sporangul e bun. Mă scuzați că mănânc. Vorbești cu gura plină. Hârtia asta nu înțeleg. Pe mie mă cam încurcă și o dau la o parte ca să tai. Păi cred că e fix ca să nu tocești cuțitele. Deci, vita e bună. Și pui, a fost foarte bun, dar nu mai pot să mănânc, nu? Și mai vine și desert, deci nu știu, el mai bag și pe ăla. Spangled. Ia, ia uitați aici. Bine, dacă le arăți așa, majoritatea lumii nu-l mănâncă rare, cum în, rare, medium, cum îl mănânci tu, mediu. Majoritatea îl mănâncă bine. Asta e rare, asta e rare. Să duce către medium, rare. Medium rare. Aici e medium rare. Medium rare. Da, da, asta e rare. Ok, dar asta vreau să zic, că majoritatea lumii vrea să-l mănânce well done. Și tu le arăți la cameră, da, da. Trebuie să și menționez că tu ce... Un mâncător de steak știe ce înseamnă și cum să mănâncă. Un steak. Like, fain, ce fain să desface carne. Ce vrei? Da. Hai să tăiem așa porții din astea, așa. Ca și în restaurantele cu stea Michelin, cum așa. După aceea când se oprește camera. Wow! Așa mâncăm noi. Voi mă v-ați învățat cu mie. Ai ridicat degetul mic. Bem și cu un pic de imbir. Ridică degetul mic. Ce faci? Păi e bună. E bună vita asta. Mă, cuțitul prea mai taie, că toată s-ar pleca pe farfurie, că nu prea mai are vârf. Merită încercat. Ia, aici vedeți textura. Ce ziceți de treaba asta? Cum e sparanghelul ăla cu parmezan? Trebuie să fie bun, așa? E bun. E creează crispy, crustă din asta crispy exterior. Mie, acum e puțin mai moale. Aici e chiar crispy, uite aici. Bun. Deja mă sat-o și eu. E sătulă, nu mai pot. Și cum o să mănânc cremeșul? Cam astea sunt ultimele bucături. Arată bine oricum steak-ul ăla, deci chiar arată bine. E bun. Și vârful ăsta vreau să le mănânc. Asta la fel. Și cam atât că-s plin. Ce, mai vrei o porție? Nu, nu mai pot, dar e bun. Bun. Nu știu ce să zic mai mult, e bun. Pe mine mă ia somnul deja. Eu își lua o cafea, dar deja e 9:30 seara. Și ar fi indicat. A, salata grecească. Acum, salata grecească, sincer, nu prea m-a dat pe spate din cauza roșilor, că nu e sezonul, suntem în martie. Și păcat, dar brânza, feta, nu știu cum mă zic de ele. Ce trebuie? Chiar cartofii ăștia știu. Cartofii ăștia nu sunt congelate, ăștia vin decojiți, feliați, în pungă vidată. Îi știu pe ăștia, sunt foarte faini.
Dacă n-ar fi roșiile astea, salata ar fi extraordinară. Roșiile sunt tare. Na, n-am mai ce face. Deci, recomandare, cuțitele fancy înlocuite cu cuțite cu zimță. Da. Pentru steak. N-a stricat pentru că, uite, făcând așa pe farfurie, se duce vârful. Și păcat să nu poți să tai și te joci de 2-3 ori. Mai ales la o bită așa bună. Ce veni desertul. Da, cam așa arată desertul, foarte fain. Asta mă aduce aminte de Grecia. Când am fost în Grecia, am dus la restaurantul ăla. Bun, da. Îți seamănă lei, da. Și uitați aici, asta e cu desertul cu fistic. Uite aici, mamă, căpșună. Și asta e fisticul. Hai că nu știu cum să întâmplă. Exact. Mi le arată imediat. Portocalele astea, sigur, nu o să le mănânc. Ia uitați-vă. Hai că vedem și gustul. Imediat. Mamă, cum arată ăla. Arată, da. Arată fain. Trebuie să vedem cum o bag în gură. Foarte bun. Ce să-i șuc cu pisic? Da, eu am zis că e un fel de ecler, dar cum mă pricepe la prăjituri, vrei să vezi? Am în gura meu, mersi. Da. Ia. Mamă, dar ce cremă aici. Am o dată în gură. Tu. La tine. Nu vrei să gusti. Da. Foarte bun. Dacă n-ar avea gustul de fistic, ar fi demențial. Mie nu-mi place fisticul. E foarte bun asta cu fistic, dacă n-ar avea gust de fistic. De bun, e foarte bun. Are gust foarte bun. Numai că nu-s eu fan fistic. Ia stai. Ce o să-ți placă. O, dar e dulce. Mai dulce decât pe gustul meu, dar are aromă fain. E un fel de ca și creme și cumva. Cumva, dar nu știu cum să spun, eu nu mă pricep la prăjituri. Dar uitați-vă aici, ia. Așa e. E dulce. Ecler cumva, combinație ecler. Da, mă, nu știu, eu nu mă pricep la așa, da. Dude, zice șu. Șu. Nu. Dar eu încerc să-mi explic mie ca ce e cumva asemănător. De ce? E șu, e denumirea desertului. Cum e ăsta creme și ăla e șu. Bună. E dulce, dar nu pot să zic că nu e dulce. E prea dulce. E prea dulce. Pentru mine e dulce tare. Mie, eu nu sunt cu dulcele. Hai să mâncă până. Ăsta nu e așa de dulce și fain că nu e așa dulce. Dar are căpșuna e bună. Ăsta de lângă, știi? Are soțul ăsta și e foarte interesant. Are gust foarte diferit. Așa-i? Așa-i că e bun. Ți-am zis. Arată ca un cremeș, dar nu-i cremeș. E bun. Start again. Ești ca și gust, ca și nivel de dulce. Mai repede prefer pe ăla decât pe ăsta. Bun, ideea e că voi v-ați dat seama tot timpul că noi suntem. Vrei? Cu... Nu mai pot. Te termin? Mai vreau un pic. Nu bine. Nu mai pot. Dacă mai mănânc o gură, cred că... Voi v-ați dat seama de mult că noi ne luați așa cum suntem. Nu vedem cu lecțiile învățate, le luăm exact așa ca și cum ați venit voi la un restaurant pe care nu-l cunoașteți și mâncați ce e acolo. Nu veniți cu... să dați examen. Unii, dacă ar fi curioși, ar întreba ce... știi? Da. Hai să mai... Are și, cred că, piure de mere. Are piure de... gutui? Are piure de gutui. Și se pricepe nevastă ta. De mere. Gutui, mă! Dar să înțelegeți despre ce e vorba. Aici în spate e Vlad. L-a chemat să ne sufle casă, că noi abar n-avem despre ce vorbim aici. Și zic, stai aici pe lângă noi. Uite aici, l-am chemat să vină. Mai aproape. Noi vorbim prostii. Cred că eu nu o să mai vorbesc acum. Îi dăm lui microfonul.
Salut, mă bucur că ați venit în primul rând. Hai de zine de treburile astea, că noi zice, până aici am o mai mers cu mămers, dar de aici deja ne-ai luat pe altă țară. Noi deja suntem, cel puțin eu, paralel complet cu planeta asta. O, e bună. Dar nu pe gustul tău. Dar nu, dar nu gurnos. Nu, e vorba de gust, e bună. Habar n-am ce mâncă aici și dacă nu ne spui... Aici avem un cremeș un picuț reinterpretat, cu un culis de gutoi. Deci e cremeș. Da, la bază este cremeș, hai să-i spunem cremeș. Un culis de gutoi, vanilia, care nu lipsește, crema de vanilie, crema de sosul de ciocolată albă. Era și crema de vanilie albă, crema de vanilie cu ciocolată albă, mi se pare că nu e chiar numai ciocolată. Categoric, dacă nu are vanilie, nu-i cremeș. În primul rând, dacă aude bunica mea, am încurcat-o. Deci, bună, a doua variantă, avem acolo un șoc cu fistic. Dacă tu ai zis că e dulce, l-am ales pentru că nu e chiar așa dulce. Nu e așa dulce. Nu e așa dulce. Înainte aveam o bombă calorică, să-i nu zicem așa. Nu vă lau după el, e dulce. Depinde de gustul fiecare. Eu sunt mai gurman de felul meu, poate să și vede un pic. Și atunci dulcele la mine merg. Ești mai gurman. E, da, suntem în categoria grea. Nu m-am călcat tricou, nu m-ai călcat tricou ăsta. Da. By the way, tricou e de la Men's Style Fashion. Știți că e colaboratorul nostru. E foarte fain. Continuăm. Show cu fistic. Foarte simplu, un crachelin de umplut cu fistic, o pastă de fistic și o cremă de fistic peste. Trei baze de fistic, iar peste, ca să fie fisticul până la capăt, ai și fistic proaspăt răzuit. Ca să-i mai tăi din dulce, dacă... Nu, e foarte bun. Deci dacă are gust de fistic, are gust dublu de fistic. Ori patru. Eu dacă mănânc și ăla până la capăt și ăsta până la capăt, bă, mâncarea care am mâncat-o... Sincer, și pentru mine e dulce ăsta. Da, e ok, dar nu. E gustul de fistic până acolo a fost la mine. Ăsta e demențial. Foarte bun. Asta, limonada de ghimbir. E super bună, ghimbir cu pere. Cu piure de pere, într-adevăr. Foarte fain. Lămâie proaspăt stoarsă. Și ăla cu blu curaçao, portocală. Da, acela este. Așa, e bun. De data n-am gustat-o, unfortunately. Dar puiul meu a fost demențial și crusta aia, cartoful ăla cu crustă, cu trufe. Cartoful William, pot să zic că singurul din Arad unde îl găsim. N-au mai mâncat până acum, nicăieri. Deci foarte bun. Ce am mâncat eu, puiul, a fost super, așa, cum îi zice... Juicy. Suculent, da. Că ne-ați certat. Suculent, da. Pentru că este gătit la sous vide. Da, ne-am mai comentat că am zis juicy. Zic, bă, vorbiți românește, bine, vorbim, suculent. Foie grau foarte bun. Tartarul, nu știu, dar bun. Sigur bun. Bun. Așa că după mine a fost bună masa de azi. A fost o cină reușită. Da, tartarul mai așteptăm atunci. Cel mai reușit tartar din ultimii 10 ani, chiar fără nicio schemă. Steak-ul a fost foarte fain, ne-am cerut să fie exact cum gătește bucătarul Robert. Da. Și m-a plăcut foarte mult și sarea care aveți voi, nu mai știu. Sare Maldon. Așa, am și o casă. Fulgi de sare, cei mai buni și cei mai recomandați pentru o vită de calitate. Sunt niște fulgi care, în momentul în care ajung pe vită, instant se topesc. E super, super bun a fost aroma de la vită. Să vede că a fost o maturație, cred că de 50 de zile, cât a avut? Poate și mai bine. Mai bine, chiar au avut gust mai să desfăcea efectiv. Mi-a plăcut, da. A fost o vită bună, iar desertul și băuturile, în afară că pentru mine e foarte dulce, dar asta nu mă băgați în seamă că eu sunt cu picantul, cu săratul, știi cine e cu picantul și cu săratul, nu e cu dulcele. That's it. Aici cred că îți mergea mai bine cu langoșul care l-ai testat mai devreme. Ah. Brânză măraș și un pic de fistic. Ar merge. No. Mulțumim pentru cine ai prezentat aici ca și mâncare. Să vă fie de bine, vă mai așteptăm. Noi suntem deschiși în fiecare zi de la ora 12 la ora 23. Mulțumim, Vlad, pentru, eu mulțumesc. Pentru cine ai oferit aici. Vă mai așteptăm. A fost foarte bun. Avem aici lângă noi pe Robert, pe șef Robert. Voi probabil ați mai văzut și pe la televizor. Ia zi-ne unde ai fost, la ce emisiune? Toată lumea mi-a zis ai fost la MasterChef, dar am fost la șef la cuțite. Asta e marea dilemă cu... Și eu le încurc. Nu, dar e fain, ca și experiența e foarte fain. Cine ai pregătit în seara asta? Explică-ne, dacă poți să ne spui ce a fost acolo de la
aperitiv, dar în special pentru felul principal, acolo. La aperitiv ați avut un mus de foie gras, un piure de prune și un chutney de ceapă roșie și deasupra a fost efectiv răzuită nucă proaspătă, alună proaspătă. De ce aia a fost, zis că e parmezan? Da, nu, are așa are un taste un pic mai, te duce în zona asta de a fost bun. De forest. Bun. De pădure. Eu am avut un tartar de vită. Tartar de vită, un tartar clasic, cu care da, n-ai cum să dai greș. Ai cum să dai greș și astăzi ziceam că e unul de cele mai bune tartaruri care l-am gândit de 10 ani încoace. Cu cât faci mai simplu și cu cât nu îl împopotonesc cu foarte multe lucruri care nu mai au nicio legătură cu carne de vită, deja trebuie să-i faci foarte multe la carne de vită ca să fie spectaculos. Chiar a fost, mie cel puțin mi-a plăcut foarte mult tartarul. Când dau de capere în tartar, mi se pare gata, asta trebuie să fie bun. Și într-adevăr asta a fost bun. Că de obicei fac cu castraveți murați, chestii mai simple, nu prea bagă prea mulți. Se opresc undeva la sosuri, muștar, un ou, un Worcester și cam atât. Bun. Zine de subid. Felul principal. Puiul făcut la subid a fost ținut 6 ore la subid. Încercăm să-l facem cât mai fragil și să nu-i pierdem din textura lui de pui, adică să rămână și ferm. Ca să nu îl mănânci ca pe o lingură, să fie un pulpor. Mamă, chiar a fost bun, dar nu m-am gândit la 6 ore. Da, durează. 6 ore. Și am avut un cartof Williams cu piure de trufe și un sos care încearcă să ne ducă un pic în zona asta de acasă. Sosul poate pe care îl făceau majoritatea bunicilor acasă. Adică încercăm să ducem un pic și în zona asta a noastră. Vita noastră, aia vita bună. Vita Stoa Prime, Kobe, cu asta ne mândrim noi. E topul nostru un pic sub Wagyu. Deci acolo suntem, vine Wagyu și un pic sub vine în tricot. A avut aromă, vă zic că vita a avut chiar o aromă fain și ați văzut cum s-a desfăcut. Efectiv, o bucată am întins-o de 3 ori. E, na, nu. Și mai ales că noi o gătim pe cărbun direct. A, deci aveți grătarul cu cărbune? Da, grătar cu cărbune. Nu pliță, nu nimic. Direct totul terminat pe grătar. Și atunci altă aromă, altfel se sparg fibrele de carne în ea, altă temperatură primești fum. E și fumul mai interesant decât ai prăjit-o într-o tigaie și poate chiar dacă îi faci un basting cu unt, cu aromatice, tot n-ai ajunge la... Nu, a fost chiar simplă, cred că a avut sare și un pic de rozmarin. Puțin, da, foarte puțin rozmarin. Cam atât. Deci a fost ce trebuie la vită. Deserturi, cum stăm la deserturi? E un cremeș ușor reinterpretat, pentru că la bază e tot un cremeș, dar are jos un sos de ciocolată albă, un coulis de gutuie, că tot nu folosește nimeni și zicem e un lucru foarte. Dar gutuia e un fruct bun. Mișto. Un fruct foarte delicios. Mai ales, da, trebuie să știi să o și alegi. Că dacă o iei pe aia care e foarte tare, foarte ațoasă, nu prea poți să lucrezi cu ea. Noi o găsim pe aia fragedă. Efectiv, mergem și tăiem un pic din ea să vedem lotul cum e. Chiar a fost bună asta. A fost mai bună, dar a fost prea dulce pentru mine. Șu. Crachelinul de deasupra, chestia asta verde de deasupra se numește crachelin. Așa. Care deci e făcută tot din fistic. Așa. Sosul e de fistic și deasupra avem fistic pudră. Deci e un fistic de sus până jos. Da, bun, foarte bun, mi-e place fisticul, îmi place aroma foarte faină și căpșuna asta care a spus-o peste chiar îi o căpșună bună, dulce, moale, nu din aia ca ceapa. Castravețe. Mi-așa îmi place să zic. Și la pepene legal, la fel este nebun. Mulțumim foarte mult pentru eu cine ați... Sper că v-ați simțit bine și asta e cel mai important, să plecați cu gânduri frumoase de la noi. Eu cred că... Eu încă nu sunt hotărât dacă m-a plăcut și trebuie să mai vin o dată să încerc, dacă nu sunt foarte sigur. Oricum mai ai lucruri de încercat. Nu, chiar mâncarea bună și eu vă recomand să veniți aici. Mulțumim Robert, mulțumim Vlad, chiar a fost o masă super faină, mulțumim pentru invitație și chiar merită să încercați ce puțin ce am încercat noi în seara asta.